Bun, am ajuns și la balța. Balța mea sălbatică. Balța mea de suflet, pot să zic, pentru că aici am prins primii mei crabi. Dar nu-mi vine să cred că pentru prima oară aici am mai mari speranțe că o să prind ceva față de la balța Ben, de unde am venit astăzi. Acolo nu am prins nimic, deși peștii au sărit toată noaptea, nu știu ce au avut, dar au sărit în draci, dar totuși nu a tras niciunul, doar doi carași amărâți. Aici, cum am zis, am speranțe mai mari totuși, dar nu. Dacă nu o să prind nimic, înseamnă că e cam gata sezonul la crapă. O să mă pun să nădesc cu porumb și printre porumbule sunt și ceva bile. Vă și arăt acum. Deci nădesc cu amestecul de la balta Ben, unde nu am dat tot amestecul, pentru că dacă nu au tras peștii, am zis că nu are rost să îl arunc. Așa că pentru prima oară peștii de aici vor face și ei cunoștință cu boilesuri. Deci am semințe și boilesuri. Nădesc aici aproape, pescuiesc aici cu un băț lângă nufăr, la vreo 4 metri de mal, unde am prins un crab foarte, foarte mare și frumos, acum o săptămână și ceva, și cu unul dau mai în față. Să văd dacă o să mai am chef să mai fac un băț, și bățul ăla o să-l dau undeva mai larg, în stânga bețelor ăsta. Probabil o să-l fac, dar mai încolo. Bun, acum mă pun să nădesc și după aia vă arăt și mămăliga repede și monturile exacte. Montura, pe una cu... Le-am dat destul de mult, mai mult ca de obicei, dar nu, sper să vină măcar unul. Imediat pun mămăliga. Bun, așa arată montura mea. Am un metod de 40 de grame pe care am pus mămăliga. Nu știu, am observat că la metod am mai multe trăsături. Asta e mămăliga. Miroase foarte tare usturoi, bate mult spre mine și se simte foarte bine. Am un câlig gros, owner, numărul 10 parcă, și două bobe de porumb. Simplu, simplu. Pe celălalt băț o să am exact aceeași montură, doar că o bobă de porumb o să pun.
Nu, asta e toată chestia. Este un sentiment foarte fain după ce lansezi, când știi că ai dat unde trebuie, să montura s-a așezat frumos pe un loc curat și acolo clar o să am trăsătură dacă mănâncă pește. Sper să fie cazul. Bag și celălalt băț și aștept trăsătură. Asta e vederea din cort. Super. În cort am otrăvurile mele, Pepsi și chipsuri, două banane și neapărat și spiritul. Am pe telefon serialul meu preferat, Columbo, un serial vechi, adică unul dintre serialele mele preferate. Mă uit la Columbo, mănânc chipsuri și când vine frigul,
dau drumul și la bucălie. Bucălia încălzește instantaneu cortul ăsta. Chestia e că dacă o oprești, la fel de instantaneu se și răcește. Deci e nevoie să meargă în continuu. No, sper să am trăsături. Se vede cât de aproape dau. Se vede nufărul la 4 metri. Deci trebuie să fac liniște. Bun. Deci sunetul ăsta de la alarmă, de baterie consumată, nu o să scap iarăși toată noaptea, dar asta e. No. Așteptăm marea trăsătură și marea captură. Bă, tu și afir. Dar n-a sunat alarma, nu știu ce. Ai incredibil cum am auzit, fără alarmă. Dar e clar că nu-l mai scos. Și nu știu tu cât a tras pe... Uite, e chiar aici. A, s-a dus, cred că. Bă, nu, e un crăpcean mic. Nu pot să-mi dau seama de ce. Cred că a tras brusc și a sărit. Bă, e un crăpcean, fain. Bă, sigur a tras brusc. Și a sărit. Am zis-o că aici prind ceva. Bun, mă bucur că am făcut o partidă în noiembrie în care totuși am prins. Uitați ce superb. Ce superb crapul. Superbitate de crap. Ce rece apă. Bun, deci... Și dormeam. Am auzit mulinat. Fără să o lăsăm în lucru. Incredibil ce mă rog. Uite, mă bucur că am prins un ciorcan. Cred că este spre dimineață deja. Nu.
La balta cu placă, cea mai populară din județ. Fără discuții n-am prins. Și iată că am prins aici. Ce noroc că am avut că l-am scos. El probabil a tras brusc și a făcut cumva să însare ăsta de aici, de pe senzor. Să însare firul de pe rola aia de la senzor. Altfel nu-mi explic. M-au vizitat și niște vaci azi noapte, dar am scăpat de ele. Bun, poate intră ceva până mai plec. No, a venit și dimineața, este ora 10, dar n-am mai avut nicio prezentare, nimic. Și din ce am văzut, în zilele următoare vine gerul, deci s-ar putea să fie gata cu pescuitul la crab. Mă bucur totuși că am mai prins un crăpcean, chiar dacă la balta cealaltă nu am prins. Deci la baltă suprapopulată nu am prins și la asta am prins. Asta e, se mai întâmplă și din astea. Oricum, se vede că vine iarna. Dacă la ultimele partide aici am avut activitate destul de ok, acum în mod clar a scăzut. Dar nu. Oricum mai vin mâine sau poimine aici să fac o partidă la plută. La cărășei, la caras, crăpceni, să văd ce intră. Până atunci îmi strâng și vă salut și să ne vedem cu bine pe malul de apă.